Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi aș vrea să vă prezint un binoclu marca Keno pe care l-am achiziționat de pe EMAG. Am plătit 240 de lei pentru acest produs și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de el. O să vă dau mai multe detalii în acest video, dar haideți să începem cu un unboxing. După cum vedeți, cutia este de carton și arată un pic chip așa, nu găsim marca nicăieri. Asta înseamnă că este un produs făcut în China, este făcut pentru mai multe branduri și fiecare îl vinde sub ce marcă vrea. Dar la EMAG îl găsiți sub marca Keno. O să vedeți că are foarte multe review-uri bune. Eu am fost un pic sceptic la început, dar vreau să vă spun că, într-adevăr, calitatea produsului este una bună și merită cei 240 de lei pe care i-am plătit. Haideți să ne uităm pe la cutie. Deci aici avem scris binoculars aici avem câteva specificații tehnice, binocul este de tip 10x25 asta înseamnă că are un zoom de uh, 10x aici avem iarăși câteva specificații și o poză cu binocul cam asta e, haideți să vedem ce avem în cutie ok, aici avem un scurt manual, cum să despre cum să ajustăm binoclu. Da, o să vă povestesc eu un pic cum să ajustați binoclu. Ok, și aici ce avem aici avem un carrying case. Arată bine, materialele sunt plăcute. Aici avem un fel de imitație de piele. Nu, dar chiar arată bine materialul, îmi place. Aici avem binocul, adică să punem puțin deoparte. Deci, închisul închisul este gol. Aici avem un șnur, o cordeluță. Putem să o agățăm de binocul astfel încât să-l punem, să-l agățăm de mână sau de gât. Este destul de lungă. Dar calitatea este cam slabă. Așa că dacă aveți o cordeluță de calitate, vă sugerez să folosiți acea cordeluță. Aici avem o mică lavetă pentru șters binoclu. Și aici avem binoclu. Vine în această pungă. Din nou, se vede că e făcut din China, e ceva foarte ieftin. Și haideți să ne uităm la produs. Deci, produsul este făcut din materiale N-aș pune premium, dar nici de proastă calitate. Îmi place cum se simte în mână. Aici avem rotița de ajustare a zoomului. Aici avem cele două orifice prin care privim. Iar acesta este ajustabil pentru focalizare. Aici avem suportul de unde putem agăța șnurul. Avem unul și aici. să punem de gât. Și cam atât. Da, materialele, ce să vă spun, sunt de calitate, pare un cauciuc așa. Îmi place că nu lasă amprente, este un cauciuc mat. Rotița de zoom se mișcă foarte ușor. Deci poate fi folosit și de către copii. Asta e foarte important, pentru că am mai testat unele produse la care această rotiță se mișca foarte greu și copiii nu avea cum să o folosească. Ce nu-mi place la prima vedere este faptul că aceste cauciucuri sunt cam moi. S-ar putea să deranjeze la ochi. După cum vedeți, acesta a stat în cutie presat și deja e deformat. Dar o să vedem. Ok. Să vă povestesc un pic despre cum să ajustați acest binocul la prima utilizare sau la utilizări succesive, depinde cum îl folosiți. Deci primul lucru. Ar, ar trebui să curățați un pic cu uh, această cârpă primită, această, să zicem, microfibră, să curățați puțin lentilele ca să vă asigurați că sunt curate. Apoi, pasul numărul 2 este să reglați unghiul, da? Astfel încât în momentul în care când priviți prin cele două orificii să vedeți o singură imagine circulară. În mod normal, n-ar trebui să vedeți imagini suprapuse, așadar căutați unghiul optim, astfel încât să vedeți imaginea circulară. După ce aveți imaginea circulară, când vedeți un singur cerc prin ambele orificii, următorul pas este să acoperiți lentila dreaptă cu mâna, astfel încât să vedeți cu ochiul doar prin lentila stângă. În momentul în care faceți acest lucru, rotiți această rotiță de zoom până când imaginea prin lentila stângă este foarte clară. Da? Când aveți o imagine clară la lentila stângă și eu vă recomand să vă uitați la un obiect situat la 10-12 metri astfel încât focalizarea să se facă ok. Când ați terminat focalizarea lentilei stângi, puneți mâna, acoperiți lentila stângă, vă uitați prin lentila dreaptă, iar pentru a obține o imagine clară, în timp ce vă uitați prin lentila dreaptă, rotiți această rotiță. Rotiți-o până când vedeți o imagine foarte clară. În momentul în care aveți și aici o imagine clară și în momentul în care luați mâna de pe lentila stângă, ar trebui să vedeți cu ambii ochi o imagine super, super clară. Și așa ajustați binocul. Acum, eu trebuie să vă spun că am folosit binocul ăsta câteva zile, și ziua și noaptea, l-am ajustat bineînțeles. Și sunt foarte, foarte mulțumit de performanța sa. Sincer, nu mă așteptam. Credeam că este un produs chip, un produs chinezesc, când a venit, chiar la asta mă așteptam, dar sunt uimit de calitatea sa. L-am comparat cu un fost Olympus pe care l-am avut, cred că am plătit în jur de 500 de lei pe acel Olympus, dar l-am scăpat pe jos și s-a defocalizat. N-am reușit să-l mai repar, așa că am zis să cumpăr altul. Ca și calitate, vă spun, nu este cu nimic mai prejos de acel Olympus, dar am testat și un Canon pe care îl are un prieten, un chinul care pe imagine am văzut că se comercializează undeva la 2500 de lei și se vede o calitate. Se vede o calitate, în primul rând, la ajustarea, la ajustarea unghiului de vizualizare. Aici, oricât de mult aș încerca să-l ajustez, tot nu văd cu ambii ochi un cerc perfect. Dacă mă uit pe marginile cercului, o să vadă o imagine puțin suprapusă. Eu zic că pentru prețul ăsta e ok. Dar vă spun că la acel Canon imaginea și circula perfect. Deci nu se vedea imaginea deloc suprapusă, era super ok. Dar ținând cont de diferența de preț între 240 de lei și 2500 de lei, eu cred că pot să trăiesc cu această ușoară suprapunere a imaginii. Dar în centru imaginea este perfectă. Se poate regla zoomul. Am văzut și la distanțe de 3-400 de metri, m-am uitat și la distanțe de 5-10 metri. Fără absolut nicio problemă puteți regla zoomul și imaginea va fi super clară. Sunt foarte mulțumit. Asta pe timp de zi. Pe timp de noapte, imaginea nu este tocmai perfectă, dar la fel să vedea și pe Olympusul meu vechi, așa că n-am ce să cer la bani ăștia. Eu sunt super mulțumit. Deci, ca să concluzionăm, ca și calitate pentru prețul plătit foarte bun, n-am ce să reproces. ca și calitatea materialelor, Nu. Hmm. Nu este premium, dar nici chip. Este un cauciuc de calitate medie, aș spune. Din punctul meu de vedere, rotița se mișcă foarte ușor, poate fi folosit de către copii. Rotița de ajustare a focusului din partea dreaptă se mișcă la fel foarte ușor, poate fi ajutat și de către copii. Eu încă nu am găsit unghiul perfect astfel încât să văd cercul de focalizare 100% perfect, fără imagine suprapusă. Dar, nu știu, poate ține de, nu știu, fizionomia feții mele, poate la voi s-ar putea să vadă bine, n-am altă pereche să o testez, dar asta e ce am observat. Așa că eu o să păstrez acest binoclu și sper să îl utilizez fără probleme. Dragilor, aceasta a fost curta mea prezentare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui video. Mulțumesc!